Bună ziua, dragilor și dragilor, mulțumiți și stimaților, vine. Bună ziua. Dan Vasiliu, colegul, prietenul, juristul, jurnalistul, la ce renunță? Titulatură cap. Neamțul iar să bagă în titulatură. Cum era Ducesa de Alba, 27 de minute de titluri. Da? Da, înainte de a muri, Ducesa de Alba avea atâta titluri încât prin decret regal în Spania s-ajunsese să îi spună doar Ducesa de Alba, că dacă ar fi fost să meargă pe toate titlurile ei, ar fi durat 27 de minute până să o anunțe. Da? Da. Tu și cu Ducesa de Alba. Da. Știți foarte bine, hai că încep cu ce interesează pe român și anume cu banii. Și nu neapărat chestia pe care o vezi tu aici în față, știți foarte bine că prin rectificarea codului, zic cum se cheamă, financiar, fiscal, așa, pentru care omul și-ar și dat demisia, dacă înțeleg bine, da, ministru sinistru de finanțe, la propunerea unor senatori, deputați, PSD, CSE, acolo parlamentar PSD, pensiile vor fi scutite de impozitul ăla de 16%. Nu știu dacă ai apucat să citești despre chestia asta, măsura am care văzut, pe pensionari a făcut să joace artrita de bucurie și... Da, ei nu și-au dat seama că, de fapt, scăzând acest impozit, e propunere legislativă lui madame sinistra aia, învățătoare. Dar, cum să spun, mi-e frică că ea, dacă nu o să mai fie alesă parlamentar, duce în sistemul de învățământ și ne norocește alți copii. Asta e o problemă. Deci, în Parlament poate mai putea fi ținută în frâu. Nu știu. E o problemă cu madame respectiva. Da, renunțăm la 16% din impozit, da. Și... Adică pensiile nu vor mai fi impozitate. Stai să lămurim o chestie. Impozitarea pensiilor, mie mi s-a părut de la bun început o idioție, pentru că practic pensia sunt fondurile tale pe care le-ai câștigat impozitate deja. Da, nu mai puțin. În momentul în care renunți la cei 16%, cine are pensii de 1000 de lei, 10 milioane de lei vechi, deci merg pe ideea că pensiile mai mici de 600-700 de lei nu sunt impozitate. Pensiile mai mari de 1200 de lei sunt impozitate. Nu sunt impozitate. Mai mari de 1000. Da, pentru că se merge pe ideea centrală a fost că, vor cum a zis și Ponta, nu există pensii mici în România, da? Deci practic în momentul ăsta nicio pensie din România nu va mai fi impozitată. Bun, așa, nu erau impozitate toate pensiile. Aici vreau să spun, dacă cineva are pensie de 1000 de lei, da, plătește 160 de lei impozit. Da, 1600. Dacă cineva are pensie de 10.000 de lei, va plăti impozit 1600 de lei. Deci cel care are pensia de 10.000 de lei va avea un câștig de 16 milioane. Deci cine are pensie de 100 de milioane mai câștigă încă 16 milioane, iar cel care are pensia de 1000 de lei câștigă 160 de lei. Deci pensiile mari vor crește mai mult. Hai să lămurim exact. Senatul a adoptat marți o propunere legislativă care prevede ca și pensiile mai mari de 1050 de lei brut să fie scutite de plata impozitului de... Deci cele mai mari de 1050... Și cele. Deci erau scutite de impozit până la 1050 de lei. Da. Deci acum... Și cele care depășesc valoarea de 1050 de lei. Prin prezentă lege se elimină impozitul. Haide să vedem o chestie. E vorba de o propunere legislativă. A trecut de Senat. Da. Forul decizional fiind Camera Deputaților. Putem discuta mult și bine pe chestia asta. Ca idee, pensiile mari vor crește mai mult, pensiile mici vor crește mai puțin. Vor crește procentual egal. Procentual egal, dar ți se pare normal? Nu mi se pare neapărat normal, mi se pare normal să nu fie impozitate deloc. Da, a fost o bombă cu ceas asta, pentru că impozitul a introdus Boc, pe prima lui Boc. Ce se întâmplă? Pentru că aici ajungem unde vreau de fapt să ajung. Guvern, uite și ăștia de la ziare.com îmi dau dreptate. Guvernul nu a susținut propunerea legislativă din cauza impactului negativ asupra venitului bugetului de stat consolidat, estimat la 2,2 miliarde de lei pentru anul 2017. Adică mergând pe ideea că îi scutim pe oamenii ăștia de impozit. Lucru de altfel normal, pentru că i-au plătit odată un impozit pe timpul în care erau salariați. Cineva, corect? Da. Deși, ca să vezi ce înseamnă că se apropie parlamentarele și pe
sediștii sunt, au mers exact pe publicul țintă. Cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, vin cu propunerea asta, care de altfel este normală, dar imposibil de pus în practică, pentru că în paralel, ce se întâmplă? Angajații vor plăti de două ori mai mult la asigurări, la contribuții. Nu firmele. Și aici intervine iarăși o discuție de discuție care a fost în interior, a ajuns pe scurgeri în exterior, fiind vorba doar de o propunere, fiind vorba de o chestie care nu se poate face de azi pe mâine, nu se poate face anul acesta, pentru că trebuie codul fiscal aprobat cu modificările astea. Bun, dar eu am vorbit și cu patronii, am vorbit și cu angajați și patronii mi-au spus în mare aceeași chestie. De ce să-i plătesc eu angajatului? Eu ca firmă, fac și eu ca ministru de finanțe, eu ca firmă, firma mea, SC RL, nu mă îmbolnăvesc. Nu am nevoie să plătesc patronul respectiv n-a înțeles un lucru. El, patronul, firma... Mă, dar de ce să nu-i dau numai puțin? Ascultă-mă puțin. Ei produc banii cu ajutorul, deci firma produce banii cu ajutorul muncitorului. Da. Pentru că s-a dovedit clar la nivel mondial, da, că omul nu-și pune deoparte ca albinuța. Trebuie să-l forțăm, forțarea asta fiind prin oprirea de la sursă, de la firmă, da? Banii. Acolo unde se fac banii, domnule, îți dau 100 de lei, eu dacă îți dau ție 100 de lei, spun 10 lei, te duci și pui pentru pensie. Da. Tu faci... Bineînțeles. Am pus să fac orice altceva cu banii. Și ce fac la când ajungi la pensie? Păi, dar de ce te mai interesează? Tu mi-ai plătit și eu avut de plătit. Bun, și atunci vor sta bătrânii pe stradă și lumea ce va spune atunci? Păi, de ce treabă? Aici nu reușesc să... Bun, dar noi acum suntem așa, ce facem în societate? Dacă vezi pe cineva că moare lângă spital. Da, oamenii mor lângă spital. Bun, și tu ce spui? Și vine și spune, băi, dar stai așa, că omul n-a contribuit, n-a făcut nimic, lasă-l să moară, n-ai bine. Păi, dar ne lăudăm că suntem că vrem să fim o societate capitalistă, o societate consumeristă, o societate aliniată la regulile internaționale. Și umană. Și umană, da, am înțeles, dar în momentul în care... Deci trebuie să ajutăm și pe risipitor. Măi, dar aici să ajutăm și pe necumpătatul care a mâncat ca porcul, care a băut ca porcul, da, trebuie să ajutăm și pe cel care nu și-a pregătit, nu a știut proverbul. Da, asigurările de sănătate sunt obligatorii. Ce te aștept la tinerețe, pe aia vei dormi la bătrânețe, deci chestii de genul ăsta. Dar asigurările de sănătate, păi stai puțin, mă, contribuțiile la stat sunt obligatorii pentru pensie, pentru șomaj, pentru sănătate. Nu trebuie să îi le plătesc eu, patron. Eu îi dau lui un salariu mai mare și el trebuie să și le plătească. Pentru că atunci când va ieși în șomaj, nu mai e problema mea. Hai să luăm logica. Logica. Da. Ai 100 de oameni. Da. Bă, băieți, nu mai plătesc eu la stat, vă dau vouă. Și 100 de oameni să ducă să-și facă formalitățile, să înceapă, când e simplu, din contabilitate pleacă banii. Dar vorbim de cu totul alt. Deci, hai la alt subiect. Nu alt subiect, pentru că e o chestie foarte importantă. Cum să sărim peste subiectul ăsta? El vrea banii de pensie să-i cheltuie acum. Eu vreau banii de pensie, eu vreau să știu de ce plătește și firma și eu. Nu că plătește firma banii mei, ea plătește separat alți bani. Dar bani făcuți tot de mine. Da, domnule, dar plătim amândoi același serviciu. E o bucățică la unul, o bucățică la altul. Și pe chestia asta, cel mai bine ar fi să vorbești cu un economist. Cel mai bine ar fi să vorbesc cu un patron, ceea ce am și făcut, și cu angajați, ceea ce am și făcut. Angajații în mare mi-au spus, băi, să oprească patronul banii și să-mi plătească el. Da. Dar toți la grămadă nu o să plătesc și eu, să plătească și el. La final nu beneficiem niciunul de nimic. Că sănătatea nu este gratuită și că până la pensie s-ar putea să nu mai ajung. Băi, și șomajul e 250 de lei. Deci vorba asta că nu ajung până la pensie este, eu cred că este iarăși băgată, cum să spun, așa, de aiurea. Măi, înțelegi? Exact cum făceau vânzătorii până de curând făceau treaba asta, când nu dădeau restul. Dar te pui pentru un ban, dar el aduna, dacă te duceai fără un ban, nu-ți dădea produsul. Măi, da. Deci pe chestia asta, iar aici, dacă ajungi la pensie, ai ceea ce ai acumulat, dacă nu ajungi la pensie,
măcar nu rămâi cu datorii și pe pensia privată, pilonul 2 privat, ăla obligatoriu, banii ăia se moștenesc, se duc la moștenitori. Înțelegi? Deci eu când aici, într-adevăr, pot să fie o problemă și să iasă discuții. Dom'le, eu am contribuit la pensie și am murit cu o zi înainte de a ieși la pensie. Banii? Păi s-a plătit casa de pensie, 3 pensii pentru ajutor de mormântare și ce s-a mai dat așa, ca și ajutor stabilit prin lege și după aia pa la revedere. Copiii urmași nu au nimic. Am pensie privată, aia rămâne moștenire. Deci, eu am murit, cât ai adunat? Un leu. Și atunci de ce mai lucrez cu statul? De ce să mai lucrez cu statul care e păgubos pentru mine? Între timp se modifică, de asta este pilonul 2 obligatoriu, din bucățica care își ducea la stat, se duce pe pensie privată. Înțelegi? Statul e ca un garant că... Statul e garant, deja am plecat de la o premisă proastă. Statul e garant. Statul nu poate garanta nici măcar propria existență, că dacă mâine un război pierdem toate teritoriile, așa. Nu poate garanta nimic statul. Poate garanta pe termen de o viață anumite... Eu pun întrebare. Are cineva încredere în stat că poate garanta ceva? Ție ca cetățean îți poate garanta statul ceva? Tu nu ești sigur nici pe locuința pe care ai cumpărat-o, că vine mâine cineva și spune: domnule, mi-a fost retrocedată clădirea, ia afară. Nu se poate garanta statul nimic, chiar dacă spune în Constituție. Hai, ce spune. Cădem în extrem asta, că nu garantează nimic. Anumite lucruri garantate cu o marjă de eroare foarte mare. Averile nejustificate de până la 1.000.000 de euro primesc o perioadă de grație pentru a fi declarate. Vorbim de averile nejustificate. Dovedirea averilor nejustificate se va face de către instanță. Da. Nu? Dar. Până la 1.000.000 de euro. Deci, adică, stai așa, că și eu trebuie să mă încadrez. Când am până într-un milion. Da, dar nu ești nejustificat la tine. Tu câștigi pe baza unui contract, dacă e să câștigi ceva. Da, dacă da. Dacă câștigi. Da, ce spune? Averile nejustificate până la 1.000.000 de euro. Da. Da. În paralel vreau să... Da, astea subiecte generaliste naționale de interes așa, mai mult de fan. Adică, băi, hai să vedem cine... Cine e fraier și vine până pe 31 martie să spună că are până într-un milion... Domnule, știți, am furat aproape 1.000.000 de euro. Nu mai mult, nu mai puțin. Zic că are care casa la valoarea... Nejustificate. Nejustificate. Nejustificate înseamnă că n-ai de unde să spui că le-ai făcut. Și va fi impozitul 16%. Și cel mai probabil sunt ilegale. Da. Și după aceea ceilalți care nu vor veni și vor merge pe ideea, vă stai așa o clipă. Să mă prindă, să mă dea în judecată. Eu pot să dovedesc așa și... Deci, Agenția Națională de Administrare Fiscală, ANAF-ul, sau ANAF-ul Rabmăsii, cum ne place nouă să-i spunem, derulează un program de verificare a marilor averi, dar până la sfârșitul anului 2015 au fost încasate doar 2,6 milioane de lei, pentru că noi nu avem mari averi în România, dacă ne gândim bine, da? Noi nu avem mari averi în România, sunt toate în afară, în conturi din alte țări. Dar fac și eu ca tine. Cine o să fie idiot să meargă la ANAF și să spună, știți? Mai ales din cei care au... Știi? Da, ăia sunt academicieni, sunt oameni cu bun simț, cu 7 ani de acasă. Da, mai vine nu știu ce propunere care m-a făcut să râd. Evaziunea fiscală până în 20.000 de euro și până care s-a petrecut până în 2015 va fi... Amnistiată? Da, amnistiată. Nu se mai ia în seamă. Deci dacă până anul trecut aș fi băgat mânuța la buzunar la undeva 20.000 de euro, da. Știu eu, trebuia să fac. Băi, absolut super. Cine gândește legile astea? Adică sunt făcute pentru grupuri țintă? 20.000 de euro, 1 miliard de lei vechi. Nu e foarte mult 20.000 de euro pentru unii, pentru noi e fantastic. Scuze-mă, mi-aș lua casă, soră. Păi îți dai seama, făceam treaba asta, era o chestie bună. Prea târziu. Deci, vezi? Noi trebuia să știm din timp ca să furăm. Cum și să noi. Furăm, da. Deci mai e posibil să mai repete peste 4 ani, iarăși cu amnistie. S-ar putea, da, s-ar putea. Deci mai încercăm un furt? Măi, nu știu dacă merită să riști. Nu știu. Că dacă nu mai vie cu... Să vedem, poate ne îl forțăm pe Ionel Arsene să ne dea niște contracte de 20.000 de euro.
Am zis și eu primul nume care mi-a sărit în... Da, da, tot a zis că el e șantajat. Așa, e șantajat. Da, încolo. Hai. Îl forțăm noi cu ceva, să ne dea 20.000 de euro și nu e justificat. Ce au mai făcut ei prin ședințe? Ce mai avem pe aici? Fonduri pentru majorările salariale la spital, toată lumea vorbește de creșteri. A, măi, că am ajuns unde, că plecasem de la povestea că pensionarii vor avea pensii mai mari. Pensii mai scutite de impozit, dar ce nu pricep ei este că măsura asta e clar făcută pentru alegerile parlamentare și că alea 2,2 miliarde de lei care vor lipsi din buget vor trebui luate de undeva. Da. Și de unde vor fi luați banii ăia? Și ajungem la faza aia altă în care un angajat va plăti de două ori mai mult la contribuții. Dacă merge pe ideea asta, da. Da. Bun, și ajungem și la faza asta. În așteptarea de fonduri pentru majorarea salarială la spital, pe care aș vrea să o vedem știrea asta, și să vedem dacă ajungem la aceeași concluzie ca mai înainte, că de undeva, de unde dă statul, trebuie să-și acopere statul. E sacul ăla de care vorbesc eu, bugetul, da? Da. Păi dacă ai luat și ai luat și ai împărțit, aici e o grămadă, aici o grămadă, aici o grămadă, și întotdeauna vezi că grămada asta nu e suficient de mare, trebuie să mai iei. De unde iei? Din grămăjoarele celelalte. Te mai uiți în sac, dacă ai în sac rezervă. Nu, creșterile astea... Nu, hai că vedem știrea și ne da. Pun întrebarea pe urmă. Da, tu gândește, creșterile astea salariale, presupunând că vor veni, se vor reflecta sau nu în nota de plată finală a pacientului? Ca și curiozitate. Da? Hai că vedem știrea și ne întoarcem. Conducerea economică a Spitalului Municipal de Urgență se află în așteptarea fondurilor necesare aplicării ordonanței de guvern referitoare la majorările salariale din sistemul de sănătate publică. Nu am cunoștință, eu doar dacă ați auzit și dumneavoastră ceea ce a spus Ministrul Sănătății, foarte clar în conferință de presă a spus că această diferență va fi suportată de către Ministerul Sănătății. Nu știu dacă poate fondurile europene care vin pe alte paliere să degreveze parte din bugetul Ministerului Sănătății ca să poată direcționa pentru aceste diferențe salariale, dar direct fonduri europene pentru majorări salariale, eu cel puțin nu știu. Serviciile financiar-contabile vor avea mari dificultăți în aplicarea prevederilor ordonanței de majorare a retribuției personalului din sănătate în condițiile în care nu vor veni bani de la București și în condițiile în care nu s-au majorat serviciile plătite de Casa Națională de Sănătate. Majorări salariale, se vorbește mult despre banii la medici. Astăzi dimineață chiar văzusem pe cineva care pusese pe Facebook, cum am zis, satisfacții, să fii medic, satisfacții zero. Ei, muritor de foame și așa mai departe. Ai, satisfacții, dacă să fii medic, satisfacții zero, să fii căutător în gunoaie, satisfacții zero, să fii... Băi, în gunoaie poți să găsești o grămadă de chestii interesante. Satisfacții zero, dacă găsești în gunoaie și ai o satisfacție, ai găsit mâncarea pentru găieni, pentru... Nu, dar cunosc români în străinătate care au găsit echipamente electronice, lănțișoare de aur, bun, diverse. Cunosc personal. Știu. Cu asta se ocupă oamenii. Eu crezut că asta e tot beron. Bun. Am avut discuții, nu știu, săptămâna trecută, pe ceea ce înseamnă la cheltuieli pentru spitalizare, pentru intervenții medicale și așa mai departe. Și spuneam că salariul trebuie să fie, să reflectă, deci cheltuielile salariale se reflectă în acea fișă. Și tu mi-ai spus că dacă nu o să mai fie pacienți, atunci cum o să fie plătiți doctorii? Da. Discuția asta în alt context, dar... Da, pe ideea asta, da? Da. Acum, ideal ar fi să nu mai fie pacienți și să căutăm altă sursă pentru a plăti doctorii sau altă formulă pentru a plăti doctorii. Dar pacienți, slavă ție, Doamne, vor fi... Da. Deci eu zic că încă 50 de ani de acum înainte tot vor mai fi pacienți. Nu știu dacă ai urmărit... Pentru că lumea nu devine mai cumpătată peste noapte, nu devine mai sănătoasă peste noapte, nu respectă regulile care să... Da, mă, dar de ce trebuie să plătești la medic? La medic? Da, de ce trebuie să plătești la medic? De ce ai plătit la medic? Păi plătești ASE-ul, nu-ți ajunge? Plătești la medic. Da, da. Păi, când plătești la medic, plătești la medic oricum. Eu n-am plătit la medic. Cât deci acoperă ASE-ul? Eu am fost, deci am avut o nevoie, n-am plătit la medic. Nici măcar bonusul pe care vreau să-l dau, da, acel ban care se dă, după ce a intervenit, doctorul a dispărut, ce să-i dai?
lor fi arestat între timp. Nu, 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 omul își face treaba, dar zic, aș fi vrut, băi, să aibă acolo de ceva, pentru că a fost amabil și a făcut treaba profesionist. Deci omul nu a stat să se uite la mine până să-i bag eu bani în buzunar. Ok. Și a făcut treaba și eu am considerat, băi, că ar trebui să-i dau ceva. Și omul și-a făcut treaba, gata-i. Pac, pac, vii săptămâna viitoare la control, scoți pe firele și așa mai departe, pa, la revedere. Bun, deci n-ai dat bani la medic efectiv. N-am dat. Deci nici când am fost la verificarea tehnică n-am dat. Că tot așa, s-a uitat, pac, e în regulă, pac. Bun, ok. Fără să-l cunosc, deci nu l-am cunoscut înainte, nu mă cunoșteam, nu avem nicio treabă, știi, ca să zici, băi, stai așa, că lasă-mă întâlnesc mai târziu și îi dau. Deci aici cu datul banilor la medici... Ține strict de pacient și de... De pacient, de medic, pacientul om, medicul om sau neom. Deci aici. Da. Știi? Pentru că în momentul în care medicul își face treaba și respectă regulile și merge fără să fie tonomat fiind acel medic la care ai băgat banul și atunci începe să ruleze. Asta, deci aici e chestia, dar încet, încet și aici se schimbă treburile. Lumea se duce puțin și pe ceea ce înseamnă privat, pe cei care sunt în spitali încep să vină mai tineri și încep să conștientizeze riscurile la care se expun dacă se mișcă la sunetul monedei, da, și foșnetul bagnotei, da? Dar modalitatea asta de a cere bani de la guvern mai mulți în creșteri salariale nu e tot un fel de... ar putea fi interpretat ca un fel de șantaj, un fel de mită pe care o acordă guvernul medicii. Eu înțeleg că ei fac o mulțime de treabă, înțeleg că trec printr-o mulțime de chestii. Nu le țin partea, nu sunt împotrivă. Fiecare își face meseria cum poate mai bine cu ce are la îndemână. Corect? Dotările mă deranjează, nu faptul că medicii sunt plătiți. Dacă ar fi după mine, medicii nu sunt plătiți bine. Medicii ar trebui să fie plătiți mult mai bine, de două ori mai mult, de trei ori mai mult. Ceea ce înseamnă dotări și condiții de lucru. Aia e. Alea, da, mă deranjează și de alea am să mă iau. Și aici ține de management, ține de Ca să nu plictisim oamenii, noi am mai discutat despre banii care s-au risipit prin sănătate. Da. Deci... Da, nu încerc să-i plictisim. Banii care sunt subsoluri, în achiziții de aiurea. Păi da, uite-mă că stăm cu un dita aparatul de radiologie. Ieri, la conferința de presă, Ionel Arsene a zis că el nu e problema lui. Nu ei trebuie. La ședința de Consiliu Județean, omul a zis, n-am știrea la îndemână, că abia a venit acum dimineață știrea. Nu-i interesat omul, nu e problema lui. Mai interesat a fost de faptul că Leoreanu nu s-a dus încă să-i facă o vizită. Încercați să urmăriți conferința, o să o difuzăm astăzi, conferința asta de ieri, conferința de presă și ședința de Consiliu Județean, care a avut loc ieri. Cine a pus tampila pe PSD? Și omul a zis, nu e problema, tot atâta, ce sunteți manipulatori, sunteți manipulați să întrebați în fiecare ședință de aparatul ăla de radiologie că Spitalul Județean deservește și Romanul. Bă, ăla e prost? Altă întrebare nu am. Nu știu ce să zic. Trebuie să văd asta. Nu știu exact condițiile contractuale. Omul s-a legat și de contract. Nu știu care e obligațiile Consiliului Județean față de Spitalul Municipal de la Roma. Bă, au plătit vreo rată? Consiliul Județean? Nu știu, dar ideea asta în sine, domnule, nu vă ajutăm pentru că aveți oricum Spitalul Județean la îndemână. Bă, dați 4 mă duc la Piatra Neamț eu pentru radiografie? Da. În mare cam asta. Deci dacă asta e treaba... Sper să nu fi înțeles eu greșit, dar... Trăsni la Dumnezeu să-l trăsnească, venim cu păpuși vudu. Urmăriți ședința de Consiliu Județean. Și votați oamenii din echipa lui. Votați-i. Revin iarăși la întrebarea asta, după aia trecem la alt subiect. Hai că m-ai enervat. Te-am enervat deja? Păi, reușesc. În fine, când spui de roșu, de PSD... Ești anti-PSD-ist, frate, dar eu încerc să-i... Așteaptă să-ți dea. Da. Da? Pupă e gur mult. Nu-i pupă. Nu. Dar sunt mulți care stau cu buzele lipite de bucele lor. De aia s-a inventat presa locală, mă. Da. Aceste creșteri salariale pe care medicii, din punctul meu de vedere, mă repet, le merită. Da. Le merită și nu-s destule și nu-s destul de mari, dacă se vor reflecta la final, că n-ai apucat să mai povestești, până la urmă
în schema asta mare a sănătății, dacă se vor reflecta în banii pe care... Adică nu o să vină mâine CSE-ul să spună, Casa Județeană, Casa de Asigurări Sănătate, să spună, domnule, o să trebuiască să plătiți mai mult, pentru că, suflete, am mărit salariile medicilor. Adică da, medicii nu ne fac mai mult rău. Când am mai înainte... Și n-am vrut eu să stăm prea mult pe acele propuneri de modificare a codului fiscal și de contribuții. Nu intră și CSE-ul? Ba da, intră și... La puțin mărit. Dublat. Dublat. Aici chestia trebuie... Atunci de ce să... Deci eu le țin partea, dar în momentul în care mă ating pe mine la buzunar, de ce să le mai țin medicilor partea? Face guvernul chestia asta să ne învrăjbească? Absolut. Ideea asta poate fi luată în calcul. O să ajungem să urâm medici pentru că plătim mai mult la asigurări de sănătate ca să o ducă ei mai bine? Dacă îi urâm, ne îmbolnăvim. Dacă nu îi plătesc, ne îmbolnăvim oricum. Nu. Trebuie să fim atenți. Mori în spital. Nu, noi trebuie să fim atenți, nu ne îmbolnăvim. Da. Pe cât posibil. Deci eu nu cred că cineva are ceva cu medicii, cât cu sistemul în sine, care e un sistem împuțit, rău de tot. Sunt convins că te interesează subiectul ăsta la care ajungem. Senatorul Leonard Cadar. Bă, cum îl cheamă pe omul ăsta? Cadar? Cadăr? Cadâr? Nu am idee. Că nu Dă știrea și după aia. Păi tot eu am citit-o și nu știu cum să-i spun omului pe nume, că nu avem diacritice, asta zic. Hai să vedem știrea cu Leonard Cadar, senatorul racolat de partidul lui Vlad Țebeș. Senatorul Romașcan Leonard Cadar a decis intrarea în Partidul România Unită alături de alți socialdemocrați care au schimbat barca roșie cu aceea a Partidului România Unită. Întreaga echipă a acestui partid, considerat a fi naționalist, mai speră ca Victor Ponta să-și rezolve problemele cu justiția și să se alăture echipei PRU în calitate de președinte. Am fost invitat să particip la alegerile parlamentare din partea Partidului România Unită. S-a discutat de echipa centrală care va dirija partidul în campanie electorală și sperăm ca, dacă supraviețuiește, în ghilimele, domnul Ponta la atâtea atacuri, să dirigeze acest partid. Și asta m-a făcut și m-a determinat să mă alătur și eu echipei de tineri plecați din PSD. Senatorul Romașcan promite că va acționa pentru atragerea de noi membri, fie din rândul unor nemțeni care n-au mai făcut politică, fie din rândul unor actuali membri PSD nemulțumiți de evoluția lucrurilor din partid. Sperăm că în județul Neamț să-i reprezint bine pe aripa tânără. Voi căuta și alți foști colegi, îi voi contacta și vom încerca să facem o echipă, în așa fel încât să predăm de la seniori către cei tineri ușor-ușor politica de stânga, de centru-stânga al județului Neamț și în Parlamentul României. Senatorul Leonard Cadar crede că va candida pentru un post de senator pe listele PRU, reprezentând județul Neamț în viitorul ciclu electoral. Să sperăm că pentru senat însă mai rămâne de discutat. Dar unde anume că acum se face pe liste de partid și nu pe colegiu? Deci la județul Neamț. Din partea județului Neamț, știm cu toții că nu mai suntem repartizați pe colegii, probabil din partea organizației Piatra Neamț. În cursul acestei săptămâni, senatorul Leonard Cadar urmează să se întâlnească cu președintele PRU Neamț, Sorin Dumitru Cazan, pentru a se înțelege pe principalele direcții de organizare ale partidului și pregătirea viitoarei campanii electorale la Neamț. Direct de la centru urmează să mă întâlnesc cu domnul Sorin Cazan, să ne alăturăm lui și împreună să facem o echipă puternică pentru Neamț.
Senatorul Leonard Cadar face parte din grupul de parlamentari pe care excentricul deputat Bogdan Diaconu și-a pus ca trofeu la butonieră, fiind racolați fie din PSD ca Răzvan Tănase, Mario Caloianu, Camelia Craibani, Marius Manolache, finul lui Victor Ponta sau Dorin Petrea din PMP. Ca și sociologul, Mirel Palad a fost consilier al premierului Victor Ponta, care a devenit director de comunicare la PRU. Leonard Cadar a fost ales senator în 2012 la redistribuire în Colegiul Uninominal 2, unde funcționează și senatorul Ioan Chelaru. Fost membru al PDL în septembrie 2013, Leonard Cadar răspundea solicitării lui Ionel Arsene de a intra în PSD, acuzând tensiunile din Partidul Portocaliu între el și primarul Dan Laurențiu Leoreanu, care i-ar fi făcut campanie electorală doar Elenei Udrea, nu și lui, deși colegiile celor doi se suprapuneau. Leonard Cadar, senator de Roman, care s-a evidențiat prin schimburi de partid, dacă înțeleg eu bine. Deci, el a intrat la PDL în 2012. Da, hai că presupun că știi tot așa, istorie. A intrat la PDL tras de campania de atunci și de voturile luate de Elena Udrea, de campania făcută de primarul Leoreanu pe Roman. Pentru PDL. PDL, Udrea și Cadar a intrat. Era supărat pe ăștia, Cadar era supărat, s-a supărat și pe primarul Leoreanu și pe Elena Udrea, pentru că s-a supărat ca văcarul pe sat Neaca Isă, că a ajuns senator de Roman, un nei ca nimeni, nu auzise nimeni de el până atunci, a fost la o companie națională de drumuri care a făcut rahatul bici, n-a făcut nimic sau prea puțin a făcut, din ce fonduri au avut la dispoziție și cum ar fi trebuit să lucreze și ce bani se marchează pe acolo, el se va întoarce la locul respectiv de muncă, pleci de la un partid de dreapta, te duci într-un partid de stânga și ca dovadă și bomboana de pe colivă și picătura care umple paharul nesimțirii acestui senator de Roman este aceea că acum trece la un alt partid, un partid crescut în pepiniera PSD-ului, că nea diaconul ăla, cum îl cheamă, diaconul, a crescut la poala lui Victoraș Ponta. Deci merge pe o chestie care a rămas liberă prin moartea lui Vadim Tudor, partea extremistă și naționalistă, ultranaționalistă. Și vezi, doamne, acum marele senator se duce aici la Neamț. Ceea ce mi-a plăcut a fost faptul că în momentul în care PRU a anunțat că încă nu știu care senator PSD a trecut în barca lor, un membru din partid a spus pe Facebook: luați în calcul că această declarație a mea este demisia mea din partid. Deci când vezi că se roșește, când vezi că vin toți nesimțiții împotriva cカラ, bă, cum n-ai vii și îmi spui după aia că politica e curvă, că politica e cocina de porci, că te-ai băgat în trânsa. Bă, cum poți să fii atât de limitat mental, atât de prost, atât de, cum să spun, atât de să lași și apare chestia asta. Dom'le, eu nu mă duc la vot că degeaba. Mergeți, oameni buni, la vot să votați ce trebuie. Hai să vedem după aceea frumos, după ce am votat, ce e în stare fiecare, cât de bine am votat, cât de inspirați am fost să votăm pe... Și așa mă simt de parcă i-am aruncat bățul omul ăsta. Și acum bă, dar cum să spun? Sunt niște chestii de bun simț. Acest partid PRU, Partidul România Unită, n-am să mă mai iau de denumirea care mă face să râd de fiecare dată, că se nimerește la Neamț să fie pruneam. Există personaje interesante, finul lui Victor Ponta, Marius Manolache, fostul consilier al lui Victor Ponta, Mirel Palada, și așa mai departe. N-am să zic acum că e o legătură între Victor Ponta și partidul ăsta. Și din PMP și... S-au adunat, da? E un fel de, cum să zic, magnet al rejecțiilor de la alte partide, dacă înțeleg bine. Nu am nimic, urmează să facem contracte de publicitate cu siguranță și cu Partidul România Unită, pentru că se apropie parlamentarele și presa, trebuie să trăiască și ea din ceva. Întrebarea mea, eu am să mă leg de loc. Eu sunt puțin mai de suprafață, dar superficial, nu intru eu așa Da. Dar nu intru nici eu. Am să încerc să-mi dau seama dacă oamenii ăștia știu cine a fost Vlad Țepeș și de ce a rămas în istorie așa de cunoscut.
Și sunt oamenii care pun pe Facebook maestre Vlad Țepeș, nu te mai interesează un mandat, și am să spun exact ce am spus și în 24 de titluri. Dacă Vlad Țepeș ar fi președinte, 3/4 din România ar fi tras în țeapă a doua zi. Pentru că nimeni nu este corect. Deci, noi, oamenii ăștia și-l doresc pe Vlad Țepeș, dar câtă vreme se ocupă de alții. Îl doresc pe Vlad Țepeș, aruncă gunoaie pe jos. Da. Țeapă. Da. Ai claxonat mai tare. Țeapă. Parchează ca un bou. Ia-o. Așa, dar ei vor pe Vlad Țepeș. Ei, da, aici nu înțeleg de ce se întâmplă. Acum, apropo de parcare, că am văzut parcat aici în față, în lateral, la Casei de Cultură, o mașină parcată pe locul persoanelor cu dizabilități. Un singur loc, nu știu dacă îl ocupă cineva, dacă este cazul să fie, sunt persoane cu dizabilități, câte sunt, câte sunt la volan, nu știu, puține eu în Nu cred că avem foarte multe pe România. Dar sunt, știi, și sunt la volan și asta. Și au oprit două duduiuțe, una din ele lucrează în învățământ. Fira să vă fie moaca, să vă fie de exemplu care puteți să-l dați către copii, către elevi, către oameni, către cetățeni, către colegi. Au oprit și au coborât, niciuna nu șchiopăta, niciuna nimic, cu fustițe la scurtă, cu blugi mulat pe bucă. Fizică, deci, poate fi un handicap mental. Și lucrează în învățământ. Ce om întreg la minte mai merge să angajeze în învățământ acum? Salarii mici, responsabilități mari, o grămadă de colegi. Salariile au mai crescut. E o meserie într-adevăr dificilă, cu un stres mare, dar... Că își pune amprenta. Da, dar... N-au nicio... În fine, nu știu dacă și cealaltă persoană care se afla la volan lucrează în învățământ. Cea din dreapta știu că lucrează în învățământ. Cineva pe Facebook că nu mai sunt locuri în învățământ din cauza pensionarilor în învățământ care decid să-și continuă activitatea la catedră. Posibil, dar în felul următor. Acum și cu pensionarea aceștia. Pentru că, de exemplu, discutam cu cineva care are copilul în clasa 5-a. Da. Dom'le, uite că la matematică are cu profesoara cu tare. Zic, bună profesoară, super. Am avut și eu și tata și bunicul. Nu, n-am avut eu și tata bunicul, dar spune, da, e bine că e profesoara asta, că își vede de treabă, e serioasă și așa mai departe, dar problema este că peste 3 ani va ieși la pensie, deci la sfârșitul clasei a 7-a este la pensie. Și am zis, băi, poate mai ia un an. Deci un an să meargă cu clasa care a dus-o 3 ani. Da, dar clasa aia care va termina a 8-a, ea va mai preda și la altă clasă care va fi în a 5-a. Nu, să nu mai ia. Deci să meargă... Păi da? Nu, pentru că în momentul în care ieși la pensie, pensionarul după aia merge la plata cu ora. Da. Știi? Și ieșirea la pensie nu se mai face nici brusc. Știi? Deci pac, a mers și într-o dată, țop. E greu, e pentru oricine, pentru că am văzut și de ce nu se face pentru că eu am văzut și strungari care după ce au ieșit la pensie, au mai mers încă vreo 2-3 ani la lucru acolo, după aia au mai mers încă vreo 2 sau 3 ani câteva ore, așa, și după aceea încă, deci la 7 ani după ce au ieșit la pensie, pentru anumite lucrări mai erau chemați. Deci a fost o ieșire lentă și ei luau pensie, după aia pentru activitatea care o făceau erau plătiți de patronul respectiv. Da. Bun, strungari nu mai avem, nu s-au mai făcut. Corect. Dar la profesor, iarăși și treaba asta trebuie văzută și trebuie analizat fiecare caz în parte. Bun, corect. Sunt unii elevi care sunt foarte afecțioși, sunt foarte legați sentimental de profesorii lor. Da, da, și chestia asta. Și ar fi o ruptură, o traumă psihică, da? Corect. Ei, atunci ce facem? În ultimul trimestru, ultimul semestru, da? Până la ieșirea la pensie, să vină în paralel doi profesori. Elevii au timp să se obișnuiască și cu cel nou și să-și ia la revedere și de la cel vechi, care trebuie să iasă la un moment de la pensie, frate, știu, că dar da, nu dar afal, ies, păi asta spun, că ieșirea la pensie se face, cum e cazul ăsta, da? Clasa a șaptea și el mai predă. Poți să predea câte... Deci nu mai ajunge să aibă o catedră, asta e clar, și să finalizeze... ultimul an. Trebuie profesori tineri? Normal, trebuie să vină profesori tineri cu altă viziune, cu altă schemă de abordare a relației profesorilor. Nu, să mai de curiculă, că vorbeau și ăștia din Ministerul Învățământului care spuneau că nici profesorii nu mai înțeleg exact ce se întâmplă cu aceeași curiculă veche de 26 de ani, nu s-a schimbat nimic în ea, aceeași amalgam foarte, de informație. Foarte multe rahaturi în învățământ, nu a fost greblat, n-a fost selectat așa cum trebuie, mai multe aspecte. Și în continuare este ideea asta și
mențin că încă mai merge, din păcate, treaba asta, învățământul e pentru profesori, nu pentru elevi. Da. Deci pe, e făcut pe nevoile profesorilor. Că să fie ora acolo ca să iasă catedra, să fie și obiectul cu tare, care... Chiar așa, nu încercăm să minimalizăm importanța cadrelor didactice în viața copilului, sub nicio formă. Nu. Deci școala foarte importantă, ai carte, ai parte, deci este valabil 100%. Da? Sau dacă nu, măcar îți pui silicone și ai parte. Ai parte de o... De ce? Am auzit creștere. De câte ori am auzit chestia asta, la ce să învăț, frate? Eu mă fac fotbalist. Bun, ai talentul? Cel care are talentul, că și din ăștia, din 1000, dacă iese unul bun. Și exact, uite la noi, la Național, nu e nici unul bun. Exact. Da? Fetele e mai ușor. Cu riscul de a părea misogin, cu fetele e mai ușor, că asta este. Concurența este foarte mare. Deci, din câte știu eu, pe statistică, sunt mai multe femei decât bărbați. 7 la 1. Și atunci... 7 la 1? 7 la 1. Ne iau femeile, frate. Adică un bărbat te țin în spate 7 femei? Ca să zic așa, dacă își pun silicoane... Dacă ești pakistanez, dacă își pun silicoane 7... Da, dar nu o să tragă la tine 7, că tu ești sărac lipit pământului, sau la mine, că... Bun, deci se duc deja la unul, se duc și de la mine și de la tine, ăla o să aibă 7 ale lui care erau deja dinainte și încă 7 de la mine, 7 de la tine, sunt 21 de persoane care vor trăi pe spinarea unuia? Una singură va trăi pe spinarea. Le va ucide pe celelalte? Nu, celelalte o să se uite cu invidie. Aici e chestia, zic că, fetelor, nu siliconul salvează viața. Dar ce? Deci munca proprie. Muncă, deja le-ai pierdut. Învățătură, școală, muncă. Dragilor și dragilor. Deci un bărbat ar putea să fie întreținut de 7 femei? Da. Așa mi s-ar părea logic. Vă mulțumim pentru atenție. Vă rog, 6 femei repede la Dan. Una există deja. Da, dar nu-i de acord cu celelalte 6. Deloc. Vedeți cum alegeți. Cred că o să aleagă numai de 85. De la 85 de ani încolo. Nu-i deloc de acord, cred și eu. Dragilor și dragilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Ne vedem vinerea viitoare la retrospectivă. Zile să aveți un weekend minunat. O primăvară începe... frumoasă, că e vară acum în septembrie. E cald, e bine. Deci aș avea șanse să mă mai duc la strand. Deci dacă e vremea tot așa, săptămâna viitoare poate ajung și la strand. N-am ajuns anul ăsta să mă bălăcesc în bazin. Mi-am spălat mașina de loc anul ăsta, nu. Mi-am spălat-o? Nu știu, dar nu vreți să mergeți cu mașina mea, aveți încredere. În strand? Nu, nicăieri, în mașina mea nu, pentru că n-am spălat-o, n-am curățat-o, n-am făcut nimic. Mașina mea e ca o căleată de gunoi imensă cu roți. Da, așa mea, la fel. Sub tot și ăla e un Renault Clio. La mine e un Mercedes. Da. La revedere, weekend plăcut! Weekend minunat, pa! Distrați-vă!